Salut, sunt Ed, iar astăzi vin să-ți prezint un brand ce se pliază perfect vârstei mele. Nu Disney, de el am vorbit deja. Astăzi iau la bani mărunți lanțul de magazine Forever 21. Cât timp eu mă pregătesc de povestit, susține-ne cu un like, un share și mai ales un subscribe la canalul nostru de YouTube, iar toate vor merge strună. Tradiția spune că trebuie să încep cu un sumar doldura de chestii mișto despre acest brand. Totul a pornit după ce doi soți de origine asiatică au emigrat din state cu un singur țel, să-și trăiască visul american. Cum au ajuns să-și deschidă un magazin de haine și de la ce le-a venit ideea asta, n-o să-ți vină să crezi. După cum spuneam, totul a început când Chin Su și Duon Chang, soț și soție, au emigrat din Coreea de Sud în Los Angeles cu un singur scop, să muncească și să-și ofere o viață mai bună. Totul se întâmpla pe când ambii aveau 26 de ani. Au ajuns pe tărâm străin fără să cunoască suficient de bine limba engleză, fără prea mulți bani și fără diplome care să ateste că ei au terminat vreo facultate. Tot ce aveau la ei era o ambiție de fier și un plan de afaceri în industria cafelei. Timp de 3 ani, Duan a muncit ca om de serviciu, chelner, iar penultima lui slujbă înainte să-și deschidă propria afacere a fost la o benzinărie. În tot timpul ăla, pe când alimenta mașinile unor oameni cu foarte mulți bani, coreanul a observat un lucru, și anume că majoritatea oamenilor influenți ce îi treceau pe la pompă dețineau afaceri în industria textilă. Toate planurile lui s-au schimbat în acel moment. Și-a abandonat fostul loc de muncă și s-a angajat într-un magazin de haine. Voia să știe tot despre afacerile din acest domeniu și mai mult decât atât, își trata locul de muncă cu atât de multă seriozitate încât mai toată lumea credea că el deține afacerea. După câțiva ani a reușit să strângă 11.000 de dolari, iar în 1984 i-a investit pe toți într-un magazin de haine. Afacerea s-a numit inițial Fashion 21, a avut sediul în Los Angeles și a fost un succes încă din primul an. În decursul primelor 12 luni, firma a avut încasări de peste 700.000 de dolari. Acest prim magazin se află și astăzi în proprietatea familiei Chang și se bucură de aceeași popularitate. Tot succesul înregistrat la debut i-a dat mari speranțe cuplului care, la fiecare 6 luni, mai deschidea câte un magazin. Inițial, lanțul de magazine vindea doar haine pentru femei, ca mai apoi să se extindă și în industria modei masculine. Tot în acea perioadă, numele companiei a fost schimbat în Forever 21. În 2015, compania avea vânzări în valoare de 4,4 miliarde de dolari, în peste 600 de unități deschise în toată lumea. La cârma companiei se află tot familia Chang. În plus, acum și cele două fete ale cuplului se implică zilnic în afacerea familiei. În decursul anilor, potrivit revistei Forbes, Forever 21 a strâns aproape 50 de acuzații de copyright, toate atacate în instanță. Toate acțiunile au fost până acum respinse. În țara noastră sunt deschise doar două magazine Forever 21, ambele în capitală. Cam atât despre brandul destinat vârstei de mijloc. Dacă ți-a plăcut acest material și dacă ai în minte un brand a cărei poveste vrei să o afli, scrie în comentarii. Eu sunt Edi și ne vedem data viitoare cu alte curiozități.